Salut, Bi Banksy, la un video un pic mai interesant decât de obicei, pentru că de data asta avem un pachet de la Rockstar Games, adică creatorii jocului GTA. După cum știți, am jucat foarte, foarte mult timp GTA 5 și băieții au văzut chestia asta și au zis, bă, hai să-l recompensăm cumva și pe el, pentru că a fost alături de noi atâta vreme și pentru că îi place jocul și îi place ceea ce facem noi și mi-au trimis un colet. Acum, nu uitați să apăsați butonul de like dacă vă place când mai facem astfel de videoclipuri și un anunț, am primit și cod la noul Spider-Man. Așa că live mâine probabil, sau când o să ridice embargoul, live cu noul Spider-Man. Ăsta e un anunț așa rapid. Dar hai să vedem ce mi-a trimis Rockstar. Pachetul nu e foarte mare, dar o să vedeți în continuare de ce mi se pare mie foarte interesant. Red Dead Redemption 2. Nu știu dacă știți, dar băieții ăștia la Rockstar fac și alte jocuri în afară de GTA 5 și următorul lor joc este Red Dead Redemption 2. Practic un fel de GTA, doar că în vestul sălbatic. N-am avut ocazia să-l joc pe primul, din păcate, dar pe ăsta vreau să-l joc neapărat. Și hai să vedem ce am primit în pachet. Deci, în primul rând, o să deschidem aici pachetul și să vedem ce ne-au trimis băieții ăștia de la Rockstar aici. Un pic mai greu să-l deschid, dar... avem, bineînțeles, în primul rând niște stickere, Red Dead Redemption 2, un sticker îl punem aici, încă un sticker cu Red Dead Redemption 2, foarte tare, cu sigla de la Rockstar acolo, așa, ce mai avem noi în acest pachet? Vedeți că nu sunt foarte multe chestii, dar hai să facem așa un mic unboxing, pentru că de ce nu, și, amă că pe ăsta chiar am să-l port, deci pe ăsta chiar am să-l port. Cât de tare e! Wow! Redemption! Bă, ce mișto e, ești nebun! Și are aici sigla de la Rockstar Games. Foarte, foarte tare! Deci îmi place la nebunie. Da, și pe spate nu e nimic. Deci pur și simplu zice Redemption, de la Red Dead Redemption. Și piesa de rezistență, bănuiesc eu, că se află aici. Și vine într-o cutie separată. Deci ați înțeles, băieți, da? E cutie băgată într-o altă cutie, e cutie-ception. Uite, ceva de genul ăsta. Doamne ferește. Bun, ia să punem cutia asta la o parte și să vedem ce se află în asta mică. E un piculeț mai greu să deschizi cu o singură mână, pentru că, na, dacă aș avea și eu, dacă aș avea trei mâini, vă spun sincer că ar fi super șmecher să am trei mâini, una să țină camera și celelalte să se miște pe aici să facă unboxing-ul. Ar fi super genial. Din păcate nu am. Și aici ce avem? What the fuck? E o cană. Dar nu e o cană obișnuită, fiți atenți ce cană e. Băi, ești nebun, e o cană de aia cum erau pe timpuri. Bunica avea o cană de asta. Holy shit, nu-mi vine să cred. What? E o cană de aia de pe vremuri. Nu știu dacă ați prins vremurile astea. Eu unul le-am prins, pentru că bunica mea avea o cană exact la fel. Și țin minte că turna cu această cană. Bine, nu asta propriu zis, dar turna cu o cană de genul ăsta apă când făcea ceai. Și, wow, nu vine să cred. Rockstar Games, bineînțeles că made in China, pentru că majoritatea chestiilor sunt făcute acolo. Și zice, hand wash, not dish wash. Zice că să nu-l pui să spele la mașina de spălat vase automată. Da, pentru că probabil se duce vopseaua, să habar n-am. Deci dacă îl speli normal, cum ar trebui să-l speli, are să fie ok. Și asta o să-l punem undeva pe măsuță. Bă, foarte, foarte tare. Abia aștept să mă joc Red Dead Redemption 2. Să-mi scrieți și mie în comentarii dacă știți de acest joc și dacă vreți și voi și sunteți la fel de entuziasmați ca mine să jucați Red Dead Redemption 2. Clar vom face live-uri în momentul în care se va lansa joculețul, dar practic ăsta e pachetul. Unele kituri de astea de presă sunt mai măricele, ăsta a fost mai micuț, dar... ce contează e că am primit un tricou și de obicei nu primești tricouri și la astfel de press kit-uri, ceea ce e destul de rar. Dar da, cam asta e trebușoara. Dacă v-a plăcut acest videoclip și vreți să mai facem și altele când mai primeți diferite pachete, nu uitați dați acolo un mare like și de asemenea nu uitați că vine live-ul mare cu noul Spider-Man. Fiți pe fază pe canal, nu știu când vine, dar zilele astea o să vină 100%, da? Și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!